Nu sunt locuri de muncă, dacă ar crea, ca să aibă și ei un ban. Cu ce să trăiască? Mai ales care sunt căsătoriți, au și vreun copil, doi, și n-au cu ce. Da, venituri și da, sunt care chiar nu au nicio, că nu le-a de pensii. Sunt mulți la țară. Numărul persoanelor care au rămas fără un loc de muncă a crescut simțitor de la începutul acestui an. Cum mulți dintre cei rămași fără slujbă nu au primit șomaj și au făcut dosar pentru a beneficia de venitul minim garantat. În luna decembrie anului 2012 s-a înregistrat un număr de 8.655 de beneficiari de venit minim garantat. Comparativ cu luna ianuarie, numărul acestor beneficiari a crescut cu aproximativ 8%. În prezent, agenția având un număr de 9.360 de beneficiari. Lunar, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială virează către beneficiarii ajutorului social la legea 416 peste 15 milioane de lei.